Eugen Sabău sau pistolarul din Tarragona, cum a fost numit în presa iberică, nu își va petrece ultimele ore din viață în spital, așa cum a cerut în instanță. Românul care și-a împușcat 3 foști colegi și 2 polițiști înainte de a fi rănit grav este paraplegic și va fi eutanasiat pe 23 august, adică mâine. El a cerut ca acest lucru să se întâmple înainte de a fi judecat pentru faptele sale. Mai multe ne spune chiar acum corespondentul nostru în Spania, Radu Trăscău. Radu, bună seara! Care sunt ultimele informații? Bun găsit! Așa cum ai spus și tu, mâine pistolarul din Tarragona va fi eutanasiat și asta după ce victimele au încercat în repetate rânduri să împiedice acest proces de eutanasiere. Ei bine, după ce și Tribunalul Constituțional s-a pronunțat și a spus că dreptul la o moarte demnă este un drept validat de către Constituție, nu, iar justiția nu poate să intervină în acest proces. Iată, românul Eugen Sabău va putea fi eutanasiat mâine. Trebuie spus de altfel că acesta a cerut să fie mutat doar dintr-un departament în altul, în același spital penitenciar, practic să fie mutat din acel modul penitenciar în care familia sa nu poate să îl viziteze pentru ca acesta să își ia rămas bun de la cei dragi. Ei bine, acest lucru nu va fi posibil și asta pentru că Tribunalul Tarragona a decis că este un risc major să îl pună pe Eugen Sabău într-un modul de libertate în spitalul din Terasa și asta pentru că acesta a decis să fie eutanasiat și riscul ca acesta să fugă din fața justiției ar fi unul foarte mare. De altfel, trebuie spus faptul că pentru că acesta a optat să fie eutanasiat, victimele sale nu vor avea dreptul la un proces și, prin urmare, nu vor avea dreptul la indemnizații, fapt care îi face pe aceștia să recurgă la Tribunalul European al Drepturilor Omului și să dea în judecată statul spaniol care nu le-a respectat acestora dreptul la un proces. De altfel, acest caz al pistolarului din Tarragona este unul dintre primele cazuri din Europa care prezintă un astfel de conflict de drepturi. Conflictul de drepturi este între cel de a avea un proces demn și cel de a avea dreptul la o moarte demnă. Acestea sunt informațiile, înapoi la voi.